Salut, oameni, și bine v-am regăsit la un episod din Minecraft pe telefon, seria mult așteptată și mult dorită, pe care pe live-urile ce le-am făcut în ultima vreme m-ați tot spamat cu întrebarea când mai poți să raton. Bă, foarte, foarte simplu. Marți și joi apare seria asta. În principiu, dacă n-am altceva de făcut și dacă n-am treabă și ceva cu facultatea, marți și joi. Luni și vineri, breaz la hailuciilor și miercuri încă mă gândesc, deoarece am văzut că nu merită efortul să postez 3 episoade de breaz, să muncesc atât de mult încât să nu fie apreciate. Deci, ajungând la concluzia asta, dacă vă place ceea ce fac oameni buni, apăsați pe acel buton de like. Dacă sunteți noi, nu uitați de subscribe și nu uitați să activați clopoțelul, deoarece fără clopoțelul ăsta nu primiți notificări. Bineînțeles, aveți grupul de Discord în descriere, dacă vreți să intrați acolo să primiți notificări. Aveți și Instagram-ul meu, când postez un episod, bag acolo la story. Mai facem câte un Q&A și da, poate facem și astăzi un Q&A, cine știe, intrați pe Instagram și vedeți acolo. Bun, ce facem în episodul de astăzi? Scuzate că am explicat chestiile astea, gen trecând peste faptul că am explicat și ce am făcut și așa mai departe, acum în intro-ul ăsta de un minut. Vreau să mergem să căutăm dragonul. În sfârșit, a venit timpul, ok? Toată lumea zice, du-te bate dragonul, du-te, nu știu, tăvălește-te un pic cu dragonul, fă și tu o schemă cu dragonul. Hai să facem chestia asta, mai stat eu noaptea, vreo două nopți și am făcut rost de încă 10 perle, dar cred eu că mai am un apar de astea și în afară de astea, doar că există mereu un doar că, așa -i? Am decât doar 14 de ăsta, this is it, blaze powder, din păcate, și e o durere să mă duc până în Nether să găsesc ăsta, this is it, să găsesc încă un fortress, adică să găsesc fortress-ul și apoi să fac treaba. Ia, aici mi s-a făcut iron, nu? Și uita de iron ăsta. Ok, ia să ținem pickaxe-ul în mână, dăm armura jos. Vreau să luăm XP-ul ca să ne reparăm pix, ok? Cât de cât, adică și el acolo, vedeți că s-a reparat un pic, că avem mending. Bun, vreau să repar și pe ăla acolo, așa că tu vin aici și bă, e ok, e super bine, adică am reparat ceva din pickaxe, armura e full de la cum ne-am tot bătut cu monștrii. Deci super, super tare, bun. A, și mai avem și aici 4, în caz de orice, în total 16, bun. Totuși, pentru început, voi face chestia asta, pardon, chestia asta 12 și cu... Așa, și am făcut 12, ok? Și vă zic și de ce. Deoarece s-ar putea să existe ochiul ăsta de Enderman pe portal și să nu-i folosesc eu pe toți și atunci ar fi super tare că n-ar trebui să mă duc în viitorul apropiat până în Nether. O să-mi las eu acum tot inventarul și pornim la drum către, nu știu, să căutăm, deși cred că o să fie departe, deoarece eu am plecat foarte departe de spawn-ul inițial. Dar, oameni, până să plecăm în expediție, vreau eu să fac ceva. Am tot zis că vreau să fac și am uitat. Vreau, mă, să plantez și eu niște cartofi, deoarece o să ne bazăm ceva vreme pe cartofi, până să, nu știu, poate ne facem și noi o fermă de gold, dar știu, mi-a spus, e diferită pe telefon, pe bedrock, așa mai departe. Din nou, nume seria asta Minecraft pe telefon, deoarece mi se pare foarte asemănătoare cu versiunea de pe telefon, versiunea de bedrock, dacă nu chiar identică. Și, na, cam asta e ideea, de asta o numesc așa și, da, am văzut, sunt diferite unele chestii, ok, dar ne descurcăm încet, încet și dacă chiar o să avem nevoie de ele și dacă vă place seria și o să continuăm și, cine știe, poate o să ducem la un nivel mai avansat, atunci, da, o să fie totul bine. Bun, am plantat ăsta, morcovi am, bun, deci asta înseamnă că am nevoie de wheat și mi-am adus și sapa ca să mai fac undeva un loc din ăsta de plantație, dar unde aici... bă, aș putea. Și am nevoie de 1, 2, 3, 4. Deci până acolo. Hai să vedem, hai să punem aici o găleată cu apă și facem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, asta înseamnă că aici trebuie să vin să tai puțin așa. Exact, ceva de genul ăsta. Deci 1, 2, 3 și până în partea asta vine. Ați prins ideea, în partea asta o să vrească să vină încă 4, 2 și 3 și în partea sunt 2, 3, 4 și cam asta e schema și acum, da, bineînțeles că o să pun eu toată chestia asta și o să arunc uitul aici cândva, o să vă țin cu mine cât timp plantăm uit, nu? Adică suntem noi fermieri și așa mai departe, dar în episodul astăzi o să fim și nomazi un pic, o să plecăm să căutăm diverse chestii și să sper că o să-l găsim destul de repede, dar nu, în episodul astăzi nu o să intrăm să ne luptăm cu el. Înainte să plecăm, din nou, a doua oară, a venit un gușter, un năsos din ăla, știți, care vine cu trader-ul și de obicei e foarte enervant și nu dă nimic util
Bă, cred că e prima oară când văd ceva util la el, cel puțin aici, pe Minecraft, pe telefon. Și de ce zic chestia asta? Are cactus. Îmi dă cactus și eu nu am... Da, vreau o bucată și, băi, sincer, o să vreau două bucăți din asta, în caz că nu o să-mi dea sapling. Asta e, am dat ceva emerald de la gușterul ăsta, dar avem cactus și acacia, deoarece noi n-am dat de nicio savană până acum și de niciun deșert și... Bă, eu zic că e ok. Zic că e ok să, na, să le avem pe aici. Hai să punem aici una. Ok, două bucăți de copac. Da, ok, două bucăți de copac, ați auzit bine. Și cactusul. Cactusul unde am putea să-l punem? Mă, pentru început eu zic că e ok să-l punem aici până facem rost de 4 bucăți și apoi facem o mini fermă de aia de cactus. Cred eu totuși că o să stau un pic, deși s-ar putea să-mi ajungă mâncarea asta, având în vedere că am și morcov, dar nu mai stau deloc un pic. Ne punem pe alergat și ce facem înainte să ne punem pe alergat? Mamă, cum mai ține efectul ăla de Hero of the Village? Mamă, nu cred. Uitați-vă la el, de episodul trecut ăla și mă plimb pe aici și cam mai e bun. Hai să bem asta, ca să avem niște viteză și să vedem unde ne duce. A, ia uite, aparent mă duc în direcția bună. Deci trebuie să mă duc încolo. Bă, nu mă, s-a spart. Asta nu-mi place, că există șansa să se spargă. Deci de aia nu urăsc chestia asta. Când, bă, te există șansa să se spargă și eu am, nu știu, un număr limitat. Uitați-vă că acum am fugit și efectul ăla de Hero of the Village. A, te-ai gândit să fugi și tu în sfârșit, nu? O să trec râu și, mamă, și un nod. De fapt, am Death Strider. Ia uitați-vă un pic numai. Atât, ai uitați să faci viteză, am și cu speed. Da, despre asta vorbesc. Hai să vedem, mai dăm unul aici, să sperăm că nu se sparge. Te rog, eu să nu te spargi, să nu te spargi. Și să te găsesc în principiu. Nu vreau să spargă și să îl găsesc, vreau. Ok, l-am găsit și tot în față. Da, un pic aiurea, zonă împădurită. Bă, stai, că dacă toți suntem aici. Știți că am nevoie de culori pentru lână. Da, ești alb, n-am nevoie de alb. E ok, gen pentru oi ca să le colorăm. N-am nevoie de alb. Dar am nevoie de voi. Hai să iau niște culori din astea, că tot suntem aici, că de ce nu? Până la urmă, orice expediție, na, e binevenită. Și până acum am făcut rost de două culori. Ok, avem o culoare roz și avem și verde la ăla. Ceea ce e super, super bine. Mi-am luat și patul cu mine, că nu cred că o să mor, adică sunt un pic cam prea tare ca să mor. Și am nevoie și de albastru, că deși puteam să-l fac din lapis, dar, hei, de ce să nu-l luăm dacă tot l-am întâlnit acum? Deci mergem... la culeț de Flores. Poate, nu. Merge scot în dragonul. Galben. N-are rost să iau galbenul acum. Poate mi-umplu numai inventarul degeaba. Și ce, o să iau numai ăstea, pentru că galbenul și roșu, în principiu, îl găsesc cam tot timpul. Și o să mai dăm o perlă, mă rog, un ochi din asta, să vedem pe unde ne îndrumă. Tot în față, mă, tot în față. Ok, bun. Luăm ochiul și mergem în față. Dacă mă întrebați, mi-era teamă că o să ajung aici, gen, la ocean și... Sper să nu fie în față, dar cred că da, tot în față, mă, tot în față e. Mă așteptam sincer să nu știu, să nu fie în față, să fie în stânga sau ceva, că nu vreau, vă dați seama, e un pic aiurea că trebuie să mergi cu barca. Bine, am speed-ul ăsta și pot să mă fără barca și mai am o poțiune de speed la mine, deci e foarte ok. O să fie un pic aiurea când ne întoarcem, sincer să fiu cu voi, un pic aiurea, dar sper să nu fie ocean foarte mult în față. Nu știu cu ce mă duc mai repede, ia să-mi pun și barca, că de-aia avem și barca. Ia uitați-vă ce dau la barca, n-am treabă. Cred eu totuși că în not mai repede, gen eu cu Death Strider sau pur și simplu merg mai repede cu barca sau pe acolo. Oricum pe acolo nu e o foarte mare diferență, deci na, deci probabil pot să mă duc și eu pe jos, hai să luăm barca. Salut delfinule, ce mai faci? N-am treabă cu tine azi, nici nu vreau să am treabă cu delfinii, delfinii sunt fain în Minecraft. Și hai să vedem, bun, mai dăm unul. Păi ești nebun, se mai duce? Dar sper să nu fie ocean din nou în față, sper să nu fie bun și ne-am perla, atâta. De fapt ochiul. Și da, continuăm aventura. Oameni, deci din nou, detalii, uitați-vă cât de șmecher arată ăsta. Știu că de mea ce am oprit înregistrarea și o pornesc chiar. Dar chestia asta căzut așa, cu trunchiul ăsta aici, bă, fac toți banii. Ia cam o idee, dacă tot sunt în distanța asta, îmi mai procur ceva de mâncare, că am eu o vagă impresie că nu o să-mi ajungă, așa că hai să băgăm ceva mâncare și totuși hai să o consumăm pe asta, ca să mai eliberăm un loc în inventar, că na, e mult mai ok să liberăm. Oricum avem și Ender Chest-ul, deci putem depozita și în Ender Chest dacă e ceva. Nu ar fi o mare problemă chestia asta cu spațiu în inventar. De acolo, din Stronghold, o să fur cam toate cărțile pe care le găsești și cred că am siltaș pe ăsta, nu? Da, am siltaș și le iau cu siltaș și ocean din nou în față.
Deci merg pe ocean de ceva timp și deocamdată nimic. Am impresie că totuși ochiul ăsta mă îndreaptă înspre spawn, înspre locația inițială, că de obicei prin zona spawnului găsești stronghold-ul, dar ei cine știe, cred că ar trebui să mai dau unul să vedem. Bă, tot în față și merg de ceva timp. Da, exact ce aici. Ața, spar, mă, și mai am, dar nu mai am la mine. S-ar putea să facem două drumuri, oricum o să facem două drumuri, că găsim stronghold-ul, vedem ce se întâmplă și, de fapt, nu știu dacă, nu știu, avem toți ochii, atunci o să putem să intrăm. Dar da, mă gândeam că o să ne duc în zona asta, în zona asta de deșert cumva și în același timp zonă glaciară și na. Eh, ce să faci? Uite, avem și coral pe aici, bine de știut. Da, ideea e că e destul de mult de mers. Dar e ok, per total e ok, am ajuns destul de repede aici, sper ca de aici să nu dureze foarte mult și nu știu dacă vă mai aduceți voi aminte, cred că până al doilea episod, maxim al treilea, da, eu am trecut pe aici. am uitat emeraldele la mine, mă, aia e, deci nu știu dacă țineți minte din nou, maxim al treilea episod, dar eu cred că totuși al doilea, am fost pe aici și am fost la portalul ăsta și chiar am luat din ăsta de aici, aici am găsit să-mi parcă toporul ăla se iau ăsta, așa frumos, că mai fac niște morcovi de aur. Aici chiar găsim toporul acela cu silk touch, dacă mai țineți voi minte. Și cred eu că ar fi ok, dar da, ar fi ok să facem un portal nether, dar asta când ajungem la destinația locală, finală. Bun, ia uite, iepuraș, alea, hai să vedem. Bă, mai merge mult, mă, hai pe bune, că nu m-am deportat, adică spawn-ul inițial e undeva prin partea... Aia, te-ai spart, iar te-ai spart, nu. Nu, deci nu cred că te-ai spart, ăsta e ghinion, mă. Deci ăsta e ghinion. E efectiv ghinion să se spargă așa în halul ăsta. Aici trebuie să ne băgăm puțin la somn, că dacă nu o să fim alergați de toți gușterii ăștia, na, care sunt ei pe aici. Hai să băgăm și ultima bucățică de carne și mergem tot în față. Cred că o să mai dau o perlă după ce ajung undeva pe creasta aia ca să nu se spargă. Mă rog, zic perlă, dar e ochi. Da. În fine, înțelegeți voi ideea. Am mai găsit un sat, da, mă așteptam oarecum să găsesc un sat în zona asta. Ceva, uite, cu un iglu pe acolo, două, chiar sunt curios, hai să vedem ce se află înăuntru, poate luăm ceva util. Cărți în momentul de față, bă, dacă mergem în Stronghold, avem toată librăria aia și putem să o luăm, dar dacă găsești aici, de ce să nu le iau? Hai să vedem, poate găsim ceva interesant în drumul nostru. Un clopoțel, am putea lua clopoțelul, că, na, cam de multe ori iau eu clopoțelul. Ceva paturi, n-am nevoie, dar clopoțelul îl iau, că ăsta știți foarte bine că mie îmi place să-l iau. Ce fel de gheață ești? Nu știu ce gheață e, dar o iau că poate o să am nevoie vreodată de gheață și de ce să nu o ai la tine. Adică cine știe, poate vreau să fac un sistem vreodată să transport ceva iteme și n-am în gheață și mai bine să am decât să nu am. Na, un blast furnace, n-am nevoie de acel blast furnace. Ce chestia asta? Da, atât a trebuit să văd un zombie villager. Ia de aici și ia de aici și era de gheață, ca să vă întrebați, de aia arăta așa bine, probabil v-ați dat seama. Dar dacă nu, hei, v-am zis eu acum. Pot să-mi fac niște pâine pe aici, bă, dar e cam ruinat satul ăsta. Cred că ăsta e sat din ăla genul care e chiar în ruină și în paragine și așa mai departe și da. Aha, da, ok, am înțeles aici, a dat zombie un vala peste voi, cred că asta e gheață diferită, cred că asta e blue ice așa, e. Dacă nu mă înșel, da, e Blue Ice și din câte știu, asta e cea mai rapidă gheață pe care o poți găsi. Să mai iau pâine, dar nu cred, na, e ok. Hai să nu luăm pâine asta, că ne ocupăm inventarul degeaba, dar vreau să iau Blue Ice-ul ăsta, că nu știi niciodată. Pur și simplu, nu știi niciodată când îți trebuie și vrei să faci ceva cu el și nu ai. Adică da, cam de aia iau eu, cam orice resursă o găsesc pe jocul ăsta, cam de asta o iau. Am impresia că am nevoie totuși de un crafting table pe care l-am aruncat în loc să-l pun pe jos. Și dacă fac așa, ar putea să-mi dea blue eyes, da? Da, ok, bun. Asta înseamnă că mai am nevoie de o bucățică de pectice, ca să mai fac încă o bucată de blue eyes ca să scap de ăsta. Și tu ești pectice, cred. Cel mai probabil e pectice. Ia să vedem. Am zis că o bucățică și am luat mai multe bucăți. Nu, e gheață normală. Ah, ok, gheață normală, dar are textura un pic diferită. Hai să mergem atunci în zona asta și să iau de aici gheața asta normală ca să facem câte. Am luat 10 și am nevoie de 9 pentru a face un pack ice și acum că am astea 9 putem să facem un blue ice și facem afaceri cu raton de combinarea gheții. Bun, atât. Eu zic că 16 bucăți, nu știu, la momentul potrivit o să însemne foarte mult. Noi trebuia să mergem undeva în zona aia, de fapt în partea aia, în direcția aia. Și să sperăm că o să-l găsim cât mai repede, că rămân fără ochiuri de Enderman. Opa!
Ba, ne îndreaptă înapoi, ne îndreaptă înapoi. Deci eu am trecut cumva de el. Asta e bine. E bine dacă ne îndreaptă înapoi. Înseamnă că suntem în apropierea lui. Totuși că nu am trecut foarte mult de el. Am mai mers eu ceva, dar... să sperăm că e pe undeva pe aproape și o să săpăm în jos. Clasic, nu? De ce să nu săpim Minecraft în jos? Hai că nu... Nu e chiar așa mare posibilitatea, sincer, să fim acum să, na, să cădem în lavă. Bun, mai dau unul aici, partea asta. Bă, cum ar fi să fie chiar sub sat? Ar fi fost o treabă, na, o să fie chiar sub sat. Aș uite că mi s-a dus și poțiunea de speed, dar o voi folosi când mă voi întoarce acasă cea altă poțiune pe care o am la mine. Chiar vă recomand să o faceți poțiuni de speed sau poțiuni de genul ăsta, când mergeți prin excursii, că de ce nu? Vreau să las sugar cane-ul ăsta undeva aici, că na, nu prea am nevoie de el, sincer să fiu, și vreau să scap de chestiile saddle-ul ăsta. Am zis că leu că poate iau un cal, după am zis că nu-l mai iau, că dacă am poțiune de speed ajung. Și până la urmă tot am rămas cu el în inventar, că na, asta e, se întâmplă până la urmă. Urme, hai să mai dau unul acum și să vedem. Când ochiul se oprește și se uce în jos, înseamnă că am ajuns unde trebuie, ok. Deci în continuare mi-arată în partea asta. Sincer v-am zis, mie e frică să mai dau ochiul de astea, că rămân fără. Și nu prea vreau chestia asta, dar hei, suntem aici, din nou. Din nou suntem aici și putem lua niște blue ice pe care l-am ratat. Hai, dacă fac jumătate de steak sau undeva, nu știu, la 48 de bucăți de aici, eu zic că e super ok, super bine. Na, asta nu mă ajută, vreau să pun și bulgării ăștia înapoi. Mamă, și vă dați seama că e mai bine Crăciunul, mă, băieți și fete, și o să avem Crăciun pe Minecraft și așa mai departe. Chiar sunt curios ce pagă băieții ăștia de pe Minecraft Bedrock și Minecraft pe telefon, să vedem ce chestii bagă de Crăciun, adică în afară de chesturile alea în formă de cadouri. Am impresia că sugar cane-ul care e... nu știu, texturat un pic altfel, mă, câtă pâine puteam să iau de aici. Dar da, hai, uite că am făcut rost de 43 de bucăți și hai să mai dăm un ochi de ăsta de... Oh, ok, ok, deci chiar e sub sat, chiar e sub sat undeva. Ok, bun, deci undeva sub sat se află toată nebunia asta de stronghold, ia. Nu? Sau? Da, cred eu că undeva sub... nu te spargem. Ah, ok, bun. Undeva sub sat, zic eu, adică ați văzut că undeva aici mă indică, dar hai să vedem. Hai să vedem, exact, bun și... Dar aștept să coboare. Când a coborât, atunci am știut, bă, acolo e locul, dar na. Hai să mergem un pic în față. Unde? Aha, aici, despre asta vorbeam. Despre asta vorbeam. Nu mă așteptam să fie chiar aici, am stat, sincer, să fiu cu voi. Și aș vrea, dacă se poate, să găsesc și eu ochiul ăla, dar nu cred că-l mai găsesc, sincer. Cred că s-au sunt pământ și cam aia a fost de capul lui, că, după cum bine puteți vedea, nu... nu dă semne să fie pe aici, dar na, e ok, sper să ne ajungă astea 8, hai că ne revedem jos. Ok, aparent e spawnat mult mai la suprafață decât mă așteptam, sincer să fiu cu voi, și uitați-vă că am găsit și ochiul. Atât, e bine că am găsit și ochiul și te-am găsit și pe tine și da, să vedem totuși pe unde putem să mergem. Vreau să scap de câteva chestii pe care le-am luat acum adițional, că nu prea am nevoie de ele, vreau să îmi pun puțin ender chest-ul pe jos. Ok, e liber, atât am vrut să văd că e liber Ender Chest-ul. Dacă e liber Ender Chest-ul, asta înseamnă că putem băga cam tot de ce nu avem nevoie aici pentru început și na. Ok, te bagi și vedești pe tine și tu aici, tu aici. Uite aici lipsește mouse-ul, aici lipsește mouse-ul, modul ăla drăguț al nostru de pe preazlă, în care ți aranjează, de fapt cu care îmi pot aranja inventarul, care ți aranjează inventarul. Da, aici încă am lipsește și da, e ok. Dacă tot suntem pe aici, mai putem lua și ceva iron, știu, e ok, ne putem respecta cu chestia asta. Am impresia că trebuie să coborăm un pic totuși ca să găsim ce vrem. Vreau să găsesc și biblioteca printre altele, ok. Opa, fântâna, am găsit fântâna, asta înseamnă că undeva se află și biblioteca, se află și... gen portalul. Unde-i portalul? Ba, un chest, reston și mere. Na, nu-i de mine. Nu vreau nici reston, nu vreau nici mere astăzi. Vreau să găsesc biblioteca și portalul. Ba, ia uite, chestia asta nu-mi place. Chestia asta nu-mi place, că e multă apă, multă... Ba, opa, cred că ăsta e un semn bun. Cred că ăsta e un semn bun. Nu știu, am mai trecut de ceva vreme printr-un stronghold din ăsta să caut... portalul către dragon, na, știți foarte bine că, de fapt, mie nici nu-mi place chestia asta, acum sincer să fiu cu voi, să mă duc să caut dragonul și să-l și bat și
În afară de Elytra și că fac rost de niște șul care nu văd nimic spectaculos în un amurutat cu dragonul. Chiar și aici pe Bedrock sau pe telefon nu cred că e ceva spectaculos să te bați cu o șopârlă uriașă zburătoare care mai e și femeie. Bine, n-am nici cu femeile, da? Ca să înțeleagă, dar zic așa, adică. Deci nu cred că e foarte spectaculos, adică eu consider că dragonul ăsta ar putea fi îmbunătățit ca și boss în Minecraft. Nu știu, Wither-ul e mult mai puternic decât dragonul, e altceva. Deci, da, părerea mea, sincer, acum părerea mea e că e un pic cam slab. Opa, bine că am găsit asta, e ok. Deși, na, am nevoie de niște blaze powder, nu de perle neapărat, dar sunt bune și astea. Și revin eu oameni când găsesc mai exact portalul sau biblioteca. Măcar am găsit ceva, am găsit biblioteca, e ok. O să iau toate rafturile. Poate că o să le iau, de ce nu? De ce să nu le iau pe toate? Deși nu știu dacă le voi folosi vreodată pe toate, sincer să fiu cu voi, dar e ok. E mai bine să le ai decât să nu le ai. Sau poate o să mai las câteva, poate mai trece altcineva, glumesc. Nu o să treacă nimeni pe aici, în afară de mine, asta e clară treaba. Chiar sunt curios câte, de-asta să zic, câte stack-uri facem dacă le iau pe toate, nu știu. Mai mult de 3 stack-uri? Nu, nu cred că facem mai mult de 3 stack-uri. Deci revin după ce curăț biblioteca. Ok, oameni, am făcut rost de 3 stack-uri, da? Și 41 de bucăți de bookshelf-uri, ceea ce e super ok. Chestul ăsta, nimic interesant, dar avem un chest aici jos, care e un pic mai interesant, să zic așa. Avem aici un Soul Speed și un Riptide 2. Avem un Power 4, un Soul Speed 3 și Respiration 3. Avem aici un Frost Walker, ok, 2, Respiration 3 și Mending. Ceea ce e ok, zici că e ok, dar și un lur 2. E ok mending-ul ăla, da? Avem mending acasă la un emerald, respiration avem, de fapt, cine ai bacă toată armura e full de pe noi și așa mai departe, deci n-avem nevoie de absolut nimic de pe aici, așa că părăsim elegant zona după ce am furat toate cărțile, o să mă duc acasă și o să citesc acum toate cărțile astea și sper eu că în curând găsim și portalul, că rămân fără torțe și nu e ok dacă rămâne fără torțe, că mai avem lumină și pe întuneric n-ar vin monștri și atunci se sperie de monștri, bun. Să fiu sincer, n-a fost atât de greu să găsim portalul, e ok, chiar sunt curios câte, da, uite, la asta mă așteptam și chiar mă gândeam că o să mai am nevoie, da, deci mai avem nevoie de încă două, din păcate. Bă, voi nu știu, chiar nu înțeleg de ce nu vă spawnați aici, sincer să fiu cu voi, habar n-am de ce nu sunteți cu mine, dar nici nu vreau să fiți cu mine, nici fără mine, aș vrea că o să vă pun câteva torțe pe aici și da, oameni buni, o să continuăm un episod aviator și o să mergem să omorâm dragonul, pentru că astăzi doar am căutat, nu mai avem timp, trebuie să apară și acest episod, chiar dacă întârzie și apară un pic mai pe seară. Dacă vreți să continuăm această serie și dacă vreți să mergem să omorâm dragonul, nu uitați să băgați acolo un mare, mare like, să facem, nu știu, 250 de like-uri, facem 250 de like-uri sau putem mai mult, nu știu, dovediți-mi voi chestia asta. Eu am fost Ratonu, vă mulțumesc mult pentru atenția acordată și ne auzim pe dățile aviatoare, multă baftă!